La o nouă ediție a emisiunii Ordinea de Zi avem foarte multe subiecte. Astă seară, unele dintre ele aș putea spune că sunt foarte importante. Promiteam prietenilor de pe Facebook și un subiect în care să încercăm să explicăm ce e cu deficitul acesta bugetar despre care vorbim, și care pare să fi blocat de moment acordul nostru cu femeiu și cu Comisia Europeană, nu s-a mai spus nimic, astăzi la ora 14 trebuia să aibă loc o nouă rundă de negocieri între cele două, între Guvern și între Delegația FMI și Comisia Europene. nu s-a mai desfășurat sau în orice caz nu avem încă informații, dar o să revenim asupra acestui subiect și vorbim astăzi despre un subiect extrem de interesant la nivelul PSD-ului local nu ți-ai fi zis că o să fie probleme la Gorj, cum sunt la nivel național, unde câțiva parlamentari, câțiva primari au făcut gălăgie, unii s-au trezit și pe afară. Iată că și la Gorj a apărut un asemenea protest al unor parlamentari, parlamentari care fie vorba între noi, nu prea au performat, care au sărit, să spunem așa, la gâtul președintelui executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, miroase a sânge în PSD, o să vorbim și despre asta. Mergem și la alte subiecte, cel mai interesant dintre ele, liniștini și cadrele didactice, știți scandalul creat de acei 700 de lei care s-au dat în timpul campaniei electorale pentru formarea profesională a cadrelor didactice. A apărut la un moment dat o declarație a Ralucăi Turcan, parlamentarul care este foarte posibil să fie nou ministru al educației dacă se formează un guvern PNL anul viitor. Și se băgase tot în ceață. Vă aducem lămuriri. Au apărut astăzi suficiente informații pe acest domeniu. Avem și, și din domeniul sportului. Este luni seara. Avem deja. A plecat și pe și Petre Grigoraș după ce a reușit să bată, să obțină și el a patra victorie din acest sezon. A plecat după Mihai Prunariu vine Aurel Cicleanu, vine Edi Ordănescu, cel puțin astea sunt ultimele informații. E, e vreau să vă spun că am văzut în presa de astăzi, e, Mihai Prunariu a uitat să lase Tuaregu. Deci pe, și pe această mă, să spunem emisiune, facem un apel ca mașina să revină în curtea clubului bine, mai știm noi niște lideri sindicali care au dat foarte greu mașinile de la Pandurii după ce s-a schimbat conducerea anul trecut, așa că probabil pe principiu acesta mașinile respective nu, nu vin cum ar trebui să, să fie mergem și la alte subiecte o să le vedem pe parcurs o să încep într-o într-o altă ordine, vreau să pentru Gorje mi se pare cea mai, cel mai interesant subiect, ce se întâmplă la acest moment în interiorul PSD Gorj. Vreau să vă spun dintr-un început, sunt două lucruri și anume, până la urmă PSD-ul a obținut un rezultat rezonabil, Victor Ponta a câștigat la Gorj, chiar dacă poate nu neapărat prin meritele organizației locale, dar despre asta citam parlamentarii care au protestat. Pe de altă parte, încă din campania electorală se auzise la un moment dat că există un să zicem așa, un protest, o scrisoare, un memoriu, ceva de acest gen, neconfirmat la acel moment față de presă, în care era implicat deputatul Scarlat Riza, prin care se aduceau diverse acuze la nivelul conducerii locale, în special al lui Ion Călinoi. Iată că acel memoriu a apărut, a fost dat presei, este semnat de parlamentarii Scarlat Riza, Vasile Popeangă, Camelia Traibani și Mihai Weber, Vreau să vă spun că respectivul comunicat de presă a fost publicat de către colegii de la Panduru și în care se spune, cităm, după o perioadă rezonabilă de trei săptămâni de la eșecul din alegerile prezidențiale din 16 noiembrie anul curent, constatăm cu mâgnire că la nivelul PSD Gorj nu există niciun fel de preocupare reală pentru analizarea și identificarea de soluții urgente față de problemele cu care se confruntă organizația din care facem parte. Ignorarea acestor probleme va favoriza acutizarea lor, fapt dăunător atât pentru organizația din Gorj a PSD, cât și pentru județ în ansamblu. Nimic, nu e nicio problemă până aici. Suntem de acord cu ce se spune. În primul rând, de mai mult timp, din PSD Gorj a dispărut comunicarea internă reală, atât pe verticală, de la Talpa spre vârful partidului, cât și pe orizontală, între liderii acestuia. În afara campaniilor electorale au loc foarte puține reuniuni cu totul și cu totul formale care nu creează cadrul exprimării libere, reale a membrilor PSD. Nici măcar în timpul campaniilor electorale nu au loc consultări reale, așa zis, a comunicare limitându-se la transmiterea targeturilor ce trebuie atinse prin orice mijloace. Ca o paranteză aici, au și fost campanii, că au fost două campanii, anul ăsta de s-au întâlnit, am spune eu, suficient, însă Chestia asta, că n-am comunicat, vezi, Doamne, dacă tot au fost întâlniri, puteau să tragă de mânecă conducerea PSD-ului părerea mea. Apropo, că vorbim de Dita mai parlamentari, o să vorbim noi și de prestația lor. După alegerile din 16 noiembrie, președintele PSD, Victor Ponta, a subliniat continuu necesitatea reformării și modernizării urgente a partidului, în așa fel încât să se adapteze cât mai repede la așteptările electoratului. Deși este dureros, Victor Ponta a cerut măsuri pentru demontarea clișeelor care cu care a fost asociat PSD-ul în campanie electoral Partid comunist, partid corupt, partid al baronilor. Bun, și aici e adevărat tot ce se spune. În timp ce la nivel național se fac pași importanți în direcția realizării obiectivelor fire stabilite de Victor Ponta, în Gorj lucrurile continuă la fel, întrucât Ion Călinoiu, cel care își arogă calitatea de lider de facto al PSD Gorj, privește orice demers de reformare și modernizare a PSD Gorj ca un atac la propria persoană într că domnia sa și -a atins de mult limitele personale și nu se poate schimba, dorește că ar, cu orice preț înghețarea actualei stări de lucru din peste de ca unică modalitate de conservare a puterii și influenței de care se bucură și de care uzează mai mult, din, mai mult în interes personal. Sunt multe alte acuzații, printre altele reținem de deci cităm din acel comunicat. Modul defectuos și discreționar în care Ion Călinoiu se implică în viața structurilor subordonate Consiliul Județean a generat un masiv vot anti-Călinoiu și deci anti-Ponta la alegerile din noiembrie. Ne referim în special la salariații Consiliului Județean, ai Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, a Spitalului Județean. Aceea stare de spirit s-a generalizat și în rândurile cadrelor didactice. Sunt și alte acuzații. Pai să o luăm mai așa, dacă ne luăm după ce spun cei de aici, rezultă, ar fi trebuit ca scorul să fie invers. Adică să nu fi câștigat Ponta la gorș dintr-o problemă. Păi, dacă Mineritul n-a votat cu PSD-ul, pentru că a reieșit acest lucru foarte clar. Apropo, stați că cu Mineritul avem cel puțin câțiva parlamentari din ăștia care semnează care au legături cu Mineritul. Poate ne explică domnul Popeangă, domnul Iriza, ce s-a întâmplat pe la Rovinari. Poate pe la novaj, domnul Weber. Sau prin alte locuri, apropo, că mai știm și noi câte ceva. Vreau să vă spun însă că lucrurile din ograda internă a PSD-ului mi se par destul de normale. Deci așa se discută, dar nu cred că trebuia să se discute la televizor. E adevărat, sau nu neapărat în presă. Bun, e adevărat și acest lucru că problemele sunt și partidul trebuie să-și refacă să-și refacă imaginea, să-și refacă forța, dar eu cred apropo de chestiile astea pe lângă ce spun parlamentarii că problemele au fost mari deci o criză fantastică de imagine a lui Laurențiu Ciurel manager privat dar asimilat politic eu cred că s-au pierdut foarte multe voturi la Târgu Jiu din cauza clubului Pandurii și improvizațiilor care au fost la club sunt mulți oameni care au fost total nemulțumiți de prestația echipei și normal au votat din consecință nu știu câți nemulțumiți au fost prin învățământ dar cu siguranță am avut unele zone care n-au vota, votat cum trebuie și mă gândeam zona Rovinar, Novaci, deci mă refer din punctul de vedere al PSD-ului așa că bănuiesc că există loc de deci au, au și dreptate parlamentarii respectivi pe seară a apărut și replica lui Ion Călinoiu, lui executiv al PSD, care a declarat că a rămas surprins de acuzațiile colegilor de partid. Spune că aceștia nu s-au plâns în interiorul partidului și, cităm, nu s-au plâns nicăieri, nu au spus nimic. În repetatele ședințe pe care le-am avut, nu au zis că au vreo nemulțumire, vreo observație. Normal că m-a surprins, dar m-a surprins sub acest aspect, că nu a venit niciun fel n-au venit niciun fel să discutăm. E, acum pe noi vreau să vă spun că ne interesează mai puțin chestiunile interne ale PSD Gorj. Fiecare partid poate să-și facă ordine în proprie în propria ogradă sau dacă nu pot să facă acest lucru, cu siguranță vor plăti electoral. Dar mie mi se pare o reglare de conturi în sensul că trebuie înlocuit o generație cu alta, lupii tineri vor accesul la, la, funcții, problema care se pune este foarte simplă. Deocamdată cei în vârstă, și nu mă refer doar la gorgi, asta e valabil în toată țara, baronii, cum sunt numiți de foarte multe ori întemeiat, au câștigat alegeri. Alegerile locale, să nu uităm, PSD-ul este un partid care domină din punct de vedere consiliile județene, din punct de vedere legal consiliile județene, consiliile locale primăriile, chiar și din orașe e adevărat sau dominau ca să spunem mai exact pentru că dacă mai, se mai forțează DNA încă câteva zile probabil nu va mai rămâne niciun președinte de consiliul județean care să nu, fie, să nu fie fost arestat sau în curs de arestare, de condamnare dar asta e și din cauza legii, Legile sunt extrem de imperfecte la nivelul administrației locale v-am mai citat cred că la un moment dat faptul ce spun specialiștii că dacă vrei practic fiecare primar sau președinte de consiliu din România ar putea avea o problemă și poate fi arestat, arestat pe baza acestei legislații. Dar de aici și până a face o schimbare de generație mi se pare necesară și la adresa PSD Gorj, dar cum să vă spun toată stima pentru generația tânără din, din acest partid dar parcă nu e prea convingătoare. Începând de la prefectul de Gorj altfel un a, Alin Văcaru, un distins a, membru de partid până la momentul când a devenit prefect în care domnia sa se vede ori la senat, ori la camera deputaților, ori în locul, ori în locul lui Oncălinoi, o declarație de presă de astăzi Păi sunt câțiva de se văd și președinți de consilii județene și viceprimari la municipiu, chiar primari. Mm. Trebuie să treacă testul electoratului și nu știu dacă faptul că au stat atât de mult timp în umbra unor lideri gen Florin Căciumaru, Ion Călinoiu sau poate alții, s-ar putea să fie un șoc pentru PSD Gorj anul 2016 din punct de vedere electoral, mai ales dacă se vor retrage veteranii luptelor electorale din Gorj și, bineînțeles, din țară. A, că e nevoie de o schimbare în PSD, cu siguranță. A, că la nevoie, că la, chiar și la Gorj se impun uh, schimbări de forțe. Însă eu am altă problemă și de asta v-am citit uh, acel comunicat de presă al parlamentarilor. De domnul Vasile Popeang, cel puțin uh, un ziar care n-a publicat nicio dezmințire de semn că așa este sau n-a venit un drept la replică, un ziar ne-a înștiințat că va trece în tabăra acele. Despre doamna Traibani, în afara faptului că s-a căznit vreo 2 ani sau de când e dânsa parlamentar să aducă trenul din nou la motru cu rezultate... Într-adevăr, trenul circulă, N-am mai auzit de o altă realizare mare adânsei. Domnul Iriza, mare patron de media, într-o vreme a cam fost dat afară din vadă că nici acolo n-a prea fost uh, agreat, în timp ce domnul Weber, azi îl vedem și nu e. Deci, spuneam de rezultatele din zona, din zona Novaci. Deci, apropo de analiză în partid, Cred că ar trebui să se reunească toți acești oameni politici, mai ales că e vorba de Partidul de Guvernământ și aici interesează pe foarte multă lume și să-și facă ordine în propriul partid. Nu știu dacă cea mai bună idee a fost publicarea acestui comunicat de presă și nu o discuție între a, dacă nu se poate discuta între ei, partidul are o problemă și trebuie să-și o rezolve. Am început, de fapt, cu acest subiect. <coughs> în ce scuze, să zicem, vremea de afară și cere tributul. Am început cu acest subiect și dintr-un alt motiv. Vrând nevrând vorbim în aceste zile foarte mult de politică, de administrație, pentru că lucrurile sunt și într-o continuă mișcare. Și de ce vă spun acest lucru? Apropo de ce se întâmplă cu activitatea DNA și DICOT și toate celelalte structuri, se lucrează, sunt săltați parlamentari, sunt săltați președinți de consilii județene și nu întâmplător spuneam că, cu câteva excepții, inclusiv Gorjul, practic toți președinții de consilii județene de-au fost în USL, deci asta însemnând și PSD și PNL, au o mare problemă, sunt într-un fel sau altul pe drumul spre pușcărie și în mare parte din ce am văzut noi pe fapte întemeiate, dar bun, avem 42 în țară, da? 1, 2, 3, mă, dar chiar toți 4 sau 30 și ceva că sunt acum urmăriți într-un fel sau altul? Deci cred că avem o problemă de legislație sau România a devenit un efectiv o țară de hoți generalizat. E de discutat asta pentru că tot vorbeam de cei patru parlamentari parlamentarii, nu neapărat cei de la Gorj, dar parlamentarii din țară sunt cam jumate de că din membrii parlamentului au probleme cu legea. Din fericire, cei de la Gorj, mai puțin în cazul Diam Popescu, toți ceilalți nu au probleme cu legea, din cei actuali. Am mai fost în legislatura trecută Mugurel Surupăceanu, tot cu probleme cu legea. E, asta e un lucru bun. Dar nici nu se văd. Nici nu sunt foarte implicați, sau cel puțin omul simplu nu-i percepe. Din, acel, din acest motiv, cred că acea propunere legislativă de a reveni la votul pe listă mi se pare deplin plin întemeiată. Pentru că la votul pe listă, partidul și-ar asuma mai bine parlamentarii, în sensul că ar putea pune pe listă și oameni cu valoare deosebită. N-am nicio. Niciun motiv să nu spun că, apropo de cei patru de la Gorș care au semnat această scrisoare, dar și alții care sunt în Gorș, nu sunt oameni de valoare. Asta, dar, din păcate, bănuiesc că, dacă ar fi pe o listă, dacă s-ar face de o listă, s-ar putea să nu mai aibă și locul respectiv sau să nu mai prindă o listă de parlamentari. Uh, Că e nevoie de schimbări. Și într-o parte și în alta ne-a arătat-o electoratul pe 16 noiembrie. A, electoratul de pe Facebook, diaspora, așa cum e mai bună sau mai rea, ne-a arătat anumite lucruri. E adevărat că nu știu cât de informat este despre ce se întâmplă România, nu știu cât sunt cunoscut sau cât sunt cunoscute realitățile din România, dar asta este cu totul altă problemă. Bine, unii încearcă să profite acum de această vână, încercăm să facem diverse lucruri, că știți, pe noi ne-a votat cineva și pe noi nu ne-a votat. Eu cred că la acest moment clasa politică este la fel de legitimă sau la fel de ilegitimă. De ce spun asta? Pentru că avem votul 2012 și nu mă refer la cel din iarnă, cel parlamentar, cu toate că ăla a numit nou Parlament ci 7,4, știți referendumul, și avem votul anti-Ponta sau anti-PSD sau anti-sistem din noiembrie 2014, care practic a echilibrat balanța. Din acest punct de vedere, eu nu văd o problemă să avem o coabitare între forțele politice din România. A, problema e, apropo de istoria noastră, istoria democrației de după 1866, Românii nu știu să coabiteze. Asta e principala problemă a noastră și nu cred că o să o putem corecta acum în câțiva, în câțiva ani sau în câteva luni. E o problemă veche și ne știm să coabităm, probabil că e mai bine să nu o facem, pentru că am ajuns cumva uh, puțin de râsul Europei în ultimii ani, în sensul că merge Traian Băsescu la reuniunile europene și de la joale la primul ministru, primul ministru când se și la el, care și el, să spunem așa, uh, lider de partide, prim-ministri, președinți care aparțin de socialiști, Au, uh, are și el același lucru și, practic, noi am ajuns o țară cu două, cu două reprezentări și nu e în, în regulă. Poate de aici ni se trage, de fapt, subiectul despre care vroiam să vorbesc mai mult și promitam uh, prietenilor de pe Facebook e cel legat de deficitul bugetar. Și ști, știți de ce e o problemă. Până la urmă, ați auzit și dumneavoastră pe despre ce se întâmplă de câteva zile, se negociază, sunt în față două poziții, guvernul, care cere un deficit, atenție, 1,4 sau mai mare de 1,4% din PIB, și uh, FMI-ul și Comisia Europeană care cere 0,9%. Ce înseamnă asta, deficitul? Foarte simplu. Adică cheltuielile vor depășesc veniturile cu procentul respectiv și le trebuie acoperite din credite sau alte, alte variante. Până aici nu cred că, adică cred că toată lumea știe ce înseamnă un deficit bugetar. E, problema este ca să te dezvolți în general, pardon, și în țările cu, din Uniunea Europeană cu democrație avansată cu economii mari s-a întâmplat acest lucru an de zile s-a mers cu un deficit mare care a fost băgat în dezvoltare adică îți finanțezi din credite deficitul respectiv dar banii respectivi îi bagi în lucrări care te avantajează și faci ceva, din, faci ceva pentru țară de fapt vreau să vă spun că și la acest moment Franța de exemplu a avut anul acesta 2014 4,7% din PIB, deficit, și va avea anul viitor 4,8. E adevărat că Germania, Germanii, Angela Merkel, a cam făcut gălăgie în ultimul timp, le-a dat termene să-și revizuiască nu știu ce, dar vreau să vă spun că francezii i-au ignorat cu grație pe, pe germani, chiar dacă Germania este numărul 1 în un, Uniunea Europeană. Și să știți cum mai sunt și alte țări, gen Italia, gen Spania, care nu prea respectă deficitul bugetar. Culmea naiba că țara care respectă foarte mult deficitul este Germania, da, se pune cineva din Europa cu economia germană, iar al doilea procent redus, adică sub 1%, ar fi cerut României. Bun, ar fi onorabil din punct de vedere să zic, bă, numai noi și germanii, care am avut și că am avut și creștere economică, cu toate problemele am avut creștere economică. E, ar fi onorabil pentru noi să spunem, bă, frate, numai noi și germanii avem sub 1% deficit bugetar. Însă este o. cum să vă zic? Un clasament care nu ne avantajează cu nimic. Ba, din contră, este cea mai mare pentru România, exact cum spune și a spus și primul ministru și Vâlcov, ministru bugetului și Ioana Petrescu și așa, problema pentru noi, pentru România, ar fi că această, această sumă, deci lipsa celor 3 milioane jumate de lei sau 3 miliarde jumate de lei, pardon, la buget, ne-ar ne costa enorm, ar trebui să tăiem cheltuieli de genul acesta. Și, de fapt, problema României nu e deficitul acela de 1,4, ci că la el, teoretic, ar trebui să mai adăugăm cheltuieli mai mari pentru armată și pentru finanțarea proiectului europene. Adică, în jur de 2%. Care atenție, pentru o țară ca România, care are o datorie externă mult mai mică decât alte țări din Europa, nu ne comparăm cu grecii, cu polonezii sau cu alții. Și deci n-ar fi o problemă. Și atunci, de unde, așa dintr-o dată, i-a cășunat Uniunii Europene, Comisiei Europene, că pentru că acolo se pare că ni se trage, pe România. E, Eu vreau să vă spun că în primele zile, săptămâna trecută, știți că delegația femeii, Com, Comisia Europeană, a venit pe 2 decembrie la București, adică marți. Marți, miercuri, joi, n-au fost probleme joi, a venit cu cuveaua, cu dinimele de rigoare, de la Cotroceni și a spus că se poartă prea frumos, că nu știu ce, dacă de fapt el n-ar fi de acord cu cu asta, cu închiderea raportului cu femeiu, că n-ar fi bine să ne lase nu știu ce, deci președinte Traian Băsescu a transmis un semnal iar lucrurile s-au stricat în noaptea de joi spre vineri și de atunci o ținem tot așa. Bun. O să ziceți, dar până la urmă, de ce avem nevoie de femei? Să știți că personal, eu cred că România n-ar mai avea nevoie de un tratat cu femei și cred că și autoritățile noastre au luat în calcul o asemenea idee pentru că se spune că nu se va renoi tratatul cu femei de anul viitor. De ce? Foarte simplu. Femeiul nu te ajută să te, te echilibrează, dar nu te ajută să crești. Dacă vrei să ieși odată din situația asta, e nevoie de altceva decât de femei. Iar România e stabilă. E, problema e cu Comisia Europeană, dar să știți că nici ea n-au înnebunit dintr-o dată. De ce? Ei au avut experiență cu România că nu ne prea ținem de cuvânt, că nu ne prea facem temele. Asta pe o parte. Pe partea cealaltă, Comisia Europeană cam face politică. Acum, cinstit, nu știu ce politică face, pentru că, deși la nivelul Parlamentului European avem o alianță socialiști-populari, din câte se pare pe relația cu România, popularii sunt mai puternici, mai influenți. Așa au fost în ultimii ani și tot așa par să fie și acum, având în vedere că Angela Merkel, șeful de fapt al Uniunii Europene, nu vă luați după Juncker și ceilalți. Angela Merkel e cea care face. Uh, uh, am avut. Uh, deci, Angela Merkel e șeful de bază al Uniunii Europene. Ori, în momentul când dă, dă anumite ordine în Uniunea Europeană, s-ar putea de aici să ni se tragă acel termen de 0,9, acel, acel procent. Cum poate fi însă uh, discutată varianta? O să ziceți, bun, guvernul să rupă tratatul și nu știu ce. Nu se poate. Suntem o țară membra a Uniunii Europene și trebuie să respectăm anumite reguli, dar nu în genunchi, adică bun, dacă țări care au probleme mari economice nu au o problemă în sensul să aibă un procent mai mare, mi s-ar părea corect ca și noi să-l avem, pentru că e vorba de dezvoltarea noastră. A, bun, ar mai fi o chestie. Sau să se fie mai transparent, bine, nu știm ce se întâmplă în spatele ușilor închise de la București, ce se negociază. Dar dacă problema e legată doar de cine ar fi prim-ministru și ce s-ar întâmpla, atunci se poate debara, poate fi și această soluție cu schimbarea primului ministru schimbarea guvernului sau schimbarea majorității dar pentru România un 0,9% când noi avem hă, suntem la distanță mare de celelalte țări din Uniunea Europeană, e o mare problemă și asta ar că am trebui să să înțeleagă toți, de ce? E vorba de cheltuierile care le putem face și ele vor fi mult mai mici. Adică, ca să traducem, probabil nu vor fi bani nici pentru creșterile de la sănătate, salariile medicilor și asistenților, nici pentru creșterile salariale ale profesorilor și nici pentru alte, alte creșteri. Vorbeam de sectorul bugetar pentru că ăsta e în subordinea directă a guvernului. Însă, avem proteste la acest moment ale sectorului privat. Care spune că nu pot să, sectorul privat nu poate suporta creșterea salariului minim. Știți că crește și anul acesta în două tranșe, anul viitor, pardon, în două tranșe. Bun. Acest sector privat are dreptate că duce greu, dar trebuie să ne gândim și la altceva, și anume, până la urmă, dacă activitatea firmei respective este ok, de randament, nu cred că stau în, să zicem, mai 50 de lei care se mai pun la salariu sau, de fapt, se pun în două tranșe. Pe de altă parte, cred că la fiscalitate, cum a fost și se trebuie umblat să scoatem la, la, lumină o parte din economia, din economia neagră. Dar, întorcându-ne pe acest, pe acest palier, România are nevoie de mai mult în acest domeniu și cred că de data aceasta indiferent că avem guvernul actual sau un guvern viitor nu trebuie să accepte în relația externă un deficit mai mic, deci de genul acesta 0,9 sau sub 1 și ceva, pentru că el ne blochează dezvoltarea. Și să știți că supraviețuim, trecem cu acest buget încă un an, încă un an dar nu ne vom redesa, nu vom crește niciodată. Gândiți-vă încă o dată că noi trebuie să-i prindem păia din urmă. Bine, să nu credeți că îi prindem anul ăsta, anul viitor sau în 10 ani. Avem vreo 30-40 de ani în urma lor. Dar ca să începem să încercăm să recuperăm ecartul, trebuie să o facem cumva. Acum să nu vă luați să, după vorbele guvernanților în sensul că vezi, doamne, că noi și Germania avem cea mai mare creștere economică din UE. Da, este adevărat. Dar nu comparați nivelul de trai din Germania cu cel din România. Ni nu în cape niciun fel de discuție. Iar până o să însemne, să zicem, chiar o creștere mare la noi. Ce înseamnă acolo e cale lungă și va dura foarte mult. Bun. Mergem mai departe la subiectele de astăzi. Aveam apropo de formula de am folosit mai devreme o formulă mai puțin fericită cu cuveaua de la Cotrăcel legat de președintele Băsescu, să știți că nu mi-aparține, e citat din Cotidianul, ei au folosit această formulă, dar nu asta este problema. Vreau să vă spun însă un alt lucru, astăzi a devenit foarte clar că vom avea un nou guvern și se știa de fapt de o săptămână un nou guvern care are și schimbări de de miniștri, lista celor care vor fi cu siguranță maziliți săptămâna viitoare, pentru că guvernul se pare că va trece la începutul săptămânii viitoare, este, este următorul. Deci vor pleca din guvern. Aș spune că la problemele de imagine care le au, e normal. Ioana Petrescu de la Finanțe, știți că a avut o presă total nefavorabilă, ce scuze, pe drept cuvânt, însă trebuie să vă mai spun că ea și venit într-un Ministrul de Finanțe nu e îndrăgit pe niciune, niciodată. Gabriela Sabo, marea sportivă, dar care n-a reușit nici să obțină un, un, mandat parlamentar, părerea mea că ea trebuia să plece din momentul când a pierdut alegerile. Alexandru Coțovelea, Savelea, nu știu cum e, de la Societatea Informațională, un ministru de care n-am auzit, în general, Florin Gianu de la IMM, iar necunoscuți, Remus Pricope de la Educație, Bogdan Stanoevici, devenit brusc foarte cunoscut pentru că a avut ceva probleme, cu organiz ceva probleme mari cu organizarea alegerilor din diaspora, Bogdan Stanoevici, și Răzvan Nicolescu de la Ministrul Delegat pentru Energie. Și se pune, să spunem așa, ar mai fi ca rezerve pentru schimbări Robert Cazanciuc de la Justiție și Ioan Rus de la Transport. Pot să vă spun, sigur, Rus pleacă din guvern numai dacă vrea el, și numai dacă se întâmplă alte lucruri, adică știu mai multe altceva, părerea mea. Dar, uitându-ne pe această listă, avem, să spunem așa, o mare nedumerire. Știți de zilele acestea, ați văzut, probabil, la televizor, două lucruri. Și anume, Iulian Iancu, șeful Comisiei de Industrie din Camera Deputaților, cred, care tot iese și spune: Crește prețul la gaze, crește prețul la, nu știu ce. Și Răzvan Nicolescu care de fiecare dată iese și spune: Nu, domne, nu crește nimic de la anteanualii, nici pentru consumatorii cazni nici pentru ceilalți, și am băgat am prelungit termenul de negociere cu Uniunea Europeană ca să ne aliniem cu prețurile până în 2021. E Nicolescu a spus că garantează cu funcția că nu vor crește prețurile. E, acum e pe lista asta. Să aibă legătură una cu alta? Adică să avem o creștere de, cât se spunea, 30% la, de, la gaze? De discutat. Eu cred că nu are însă nicio legătură și probabil nici nu o să-l regăsim pe, pe, listă, pentru că mie mi s-ar mi părea normal nu mai apare pe această listă a disponibilizărilor Constantin Niță, unul dintre baronii așa numiții baroni ai PSD, uh, cel care, a, dacă îl iei din perspectiva partidului de guvernământ, a cam făcut praf Brașov, adică n-a prea făcut o performanță electorală care să-l recomand. Bine, fie vorba între noi, nici eu am rus la Cluj sau ceva, că știți că tot Ardealul a fost pierdut într-o manieră, ce să mai vorbim. Dar, și acum, normal ar fi să nu-i prea regăsești în funcții de mare, de mare conducere. Acum rămâne discutat de Remus Pricope din două motive. Într-adevăr, domnia sa se leagă de scandalul manualelor, n-a ajuns cu acele manuale la niciun, la niciun, rezultat, în sensul că manualele au ajuns foarte târziu. Am impresia că tot mai e un manual abecedarul de clasă, sau cum se numește acum, la clasa 1 -a, încă n-a ajuns, dar are meritul de a fi băgat manualele de timp nou cu, însoțite de CD-uri, le-a adus până la urmă în învățământ. Că, nu s -a întâmpl, că a fost ceva probleme cu organizații și probleme mari, în sensul că copiii nu au avut la începutul anului școlar cărțile pe masă, e o problemă. Dar ar fi de discutat acum uh, ce s-a întâmplat. Că, bun, am văzut că ăsta acel Consiliu de se ocupă cu analiza licitațiilor a dispus o refacere a licitaților, dar n-a intervenit nicio altă instituție. Semn că lucrurile au fost, să spunem așa, la limită, n-au fost ceva din punct de vedere penal. Ori, în această situație, nu poți să impui ministrui neapărat ceva ce n-a putut să facă. Dar are și merite deosebite în introducerea acestor cărți noi, ca și multe alte lucruri. Însă, a avut și de gestionat foarte multe probleme. Uh, mai sunt două subiecte, o să le tratez mult mai, uh, pentru că mai avem puține minute, o să le tratez mult mai uh, repede. Unul care va ieși cu siguranță scandal, și anume, apropo de, apropo de scandalurile pe care le-a tot uh, generat uh, parlamentarii, astăzi au mai făcut unul. Majoritatea PSD din Senat l-a votat pe baronul de Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, în Consiliul Național de Integritate, instituția care verifică activitatea Agenției Naționale de Integritate. Atenție! Țuțuianu are dosar la DNA și este suspectat de conflict de interese chiar de instituția pe care urmează să o controleze. Adică, punem lopul, pasi la stânga. Cam asta au făcut parlamentarii. Deci în mod normal acest Adrian Țuțuianu ar fi trebuit să se să, ceare el să se retragă de pe această listă știind că este într-o problemă cu Agenția Națională de Integritate. Deci face un imens de serviciu partidului că rămâne acolo. Și cu siguranță nu va rămâne pentru că toate atacurile se vor concentra pe el. Deci din acest punct de vedere parlamentarii PSD dovedesc că n-au înțeles nimic din ce s-a întâmplat pe 16 noiembrie. Pe de altă parte agenția, această agenție are o altă, o altă, problemă și anume aceea că nu știu cât de credibilă poate să fie în condițiile în care te orientezi, așa cum a făcut-o și în, așa cum o face în general o fac și alte instituții gen DNA doar pe o anumită direcție o să vorbim poate mâine despre acest subiect faptul că în general, cel puțin asta e senzația, mă, sunt numai dintr-o anumită parte, gen fost USL, și nu prea găsim din partea cealaltă. E adevărat însă altceva și asta nu se mai spune în partea a doua. Păi dacă 40 din 42 de președinți de Consiliu Județene sunt foști USL, nu -să se ducă? Deci, e și asta de discutat. E, promiteam mai devreme faptul că vom vorbi și din nou despre cei 700 de lei pe care i-au primit fiecare profesor în timpul campaniei electorale pentru formare profesională. Și a ieșit un întreg scandal că e mită electorală, sau amplificat lucrurile până la urmă. Eu mă așteptam să se lămurească puțin, având în vedere că s-a câștigat alege, nu mai suntem în campanie și, și până la urmă trebuia o justificare. E, vreau să vă spun că iată ce a apărut pe această temă. Ministerul Educației este instituția care are sarcina să verifice dacă este sau nu un ad, ad, adevărat ceea ce a apărut în raport. Deci ce au scris profesorii în raport. Deci profesorii trebuie să dea pentru perioada ianuarie-iunie un raport 2015, un raport în care să spună ce au făcut cu banii, nu în sensul să vină cu chitani M-am format, am participat, nu știu ce. E Problema este că uh, Hot News, de exemplu, as, uh, agen uh, agenția de presă, a trimis la Comisia Europeană să ceară lămuriri, să nu știu ce de parcă ar fi fost vorba. Uh, deci, cum să spun? Uh, până la urmă, per total, profesorii din România au primit vreo 50 de milioane de euro, dacă am reținut-o bine. Uh, dacă ne luăm după Microsoft sau după dosarele respective, asta a fost doar șpaga care au primit-o, care au luat ăia implicații, soțul Elenei Udrea și ceilalți. Bun. Deci, ar fi normal să urmărim mai, mai atent genul ăla de situații. Nu, facem noi, ne concentrăm doar pe asta, pentru că e vorba de profesori. Apropo, tot vorbim, știți cum e, în cazul Voiculescu, că s-ar de la una la alta, dar are legătură. În cazul Voiculescu, ea a fost confiscată mare parte din avere, se recuperează paguba. Bun, și în alte cazuri se pune sechestru, nu știu ce. Dar în cazul Cocoș, e, adev e adevărat, a divorțat de Elena Udrea, dar asta a împărțit jumate de avere cu Cocoș, da? Cocoș este vinovat de cel puțin dispariția 19 milioane de euro, confort de nea. Păi bun, ca să pui sechestru, n-ar trebui să pui și pe confort legii să pui sechestru și pe averea Udre? Întreb și eu. Trecem mai departe. În esență, Ministerul, Ministerul Educației Naționale va răspunde de cum își completează profesorii acel raport și cu raportul acela vor rămâne cu bani. Deci, indiferent ce se întâmplă, subvenția primită de profesori este cheltuială eligibilă. Bineînțeles, ar mai fi fost și alte alte subiecte, printre altele Nicușor Constantinescu la Constanța se pare că se întoarce în funcția de președinte, dar nu poate să vorbească cu angajații proprii că sunt cercetați în dosare. Radu Mazăre a mai primit un dosar că nu știu ce afacere a mai făcut. Toate acestea și multe alte mâine, mult, altele mâine seară, când poate aflăm mai multe și de la Pandurii, pentru că are și un meci de sfârșit săptămânii, să vedem cine se ocupă de echipă, dacă cei doi anunțați, Aurel, Țicleanu și Edi Ordonescu se vor prezenta la echipă. Mulțumesc pentru atenție, o seară bună, la revedere!